Sâmbătă în jurul orei 10:30 pe drumul național 1F în localitatea Sălăjeni, un băiat de 21 de ani din județul Satu Mare a intrat din plin într-o autoutilitară după ce a efectuat o depășire neregulamentară într-o zonă cu linie continuă. Potrivit martorilor, tânărul de 21 de ani avea o viteză de peste 100 de kilometri la oră. Bărbatul în vârstă de 47 de ani din autoutilitară a fost grav rănit la cap și transportat de urgență la spital, dar medicii spun că este în afara oricărui pericol.